piel vă recomandă Xanadu. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. O să continuăm să discutăm despre finanțările pe care le puteți obține. Haideți să vedem ce mesaje, ce întrebări s-au mai adunat. Iertați-mi vocea. Ionel Cocoșil, pentru măsura 6.1, aprobat și fără finanțare, se mai poate depune din nou? Este o întrebare la care nu neapărat că vreau să dau răspuns. Dar spre surprinderea mea, în grupul de lucru, domnul Ghinea, România a cerut o derogare la maxim 36 de luni de la instalare. Regulamentul permitea până în 2022 nu mai mult de 24 de luni. Dacă ne uităm și în PNS și în regulamentul european, nu prea mai găsim definiția tânărului fermier care se instalează pentru prima dată. Nu vă ascund că chiar mâine am deja pregătită o adresă, pentru că a apărut în spațiu public tot felul de informări că se poate merge până la 36 de luni, inclusiv fermierii care au cesat în 2021 pot fi eligibili. Mi-aș dori să dau această veste, mi-aș dori ca România să fie obținut această derogare de la Comisia Europeană, dar nu avem o informație clară și nu vreau să-i dezinformăm pe oameni. Deci, momentan știm că regulamentul permite maxim 24 de luni. Sper ca să primez răspunsul atât din partea AFIR, Ministerul Agriculturii și de la DG Agri, nu vă ascund că și acolo vom trimite adresa, pentru că oamenii sunt interesați, vine campania APEA începând de mâine și trebuie să știe dacă pot accesa sau nu pot accesa. Într-adevăr, în grupul de lucru s-a cerut 36 de luni, am înțeles atunci că nu numai România a solicitat acest lucru, dar nu știu dacă a fost aprobat de către comisie și așa mai departe. Și nu vă spun că m-am interesat la surse care credeam eu că pot să-mi dea răspunsul pe loc. Și atunci am luat decizia să facem scris. Sperăm ca marțea viitoare să venim cu vestea bună la dumneavoastră și să le spunem fermierilor că pot accesa și cei care au mai mult de 24 de luni. Dacă tot a pus această întrebare, aș vrea să vin cu o veste poate aproximativ bună, dar informația este tot pe surse. Se pare că pentru cei care au fost eligibili și nefinanțabili pe sub măsura 6.1, se pregătește o notificare către Comisia Europeană. Ministerul ar mai fi găsit niște resurse de la alte tipuri de finanțări care nu au fost atât de accesate și s-ar mai suplimenta bugetul cu 7-8 milioane de euro. Dar rămâne ca o informație pe surse, tot în 2-3 zile, oricum cum aflu, cu siguranță vreau să intru în direct aici la dumneavoastră și să dăm vestea cea bună. Adică asta înseamnă că cel puțin, dacă mai sunt 7-8 milioane de euro, undeva cam în jur de aproape 200 de beneficiari ar mai putea să mai intre la finanțare. Deci din cei care au accesat în 2021, eligibili și nefinanțabili, exact cazul acestui domn. M-aș bucura dacă se întâmplă acest lucru, domnul să nu mai fie nevoit să depună anul acesta și să ne sune în direct, să ne mulțumească și să-l felicităm că a avut o șansă. Asta e ca o informație, nu neapărat pe surse. Sperăm să fie așa. Bun, sperăm, Doamne ajută așa să fie. Și cu condiția să nu se fie restat din proiect. Bineînțeles. Să-și fie retras cererea de finanțare sau să nu mai îndeplinească condițiile și atunci... Corect, corect. Foarte bună observația. Că am mai avut o suplimentare, știți și dumneavoastră. Spre bucuria noastră ne-am mai intrat încă 4 proiecte ca idee, dar așa cum a spus și doamna, primul care l-am făcut, deci le-am dat vestea, dar am zis ca a doua zi să ne trimită rouă și prin scrinul de la APIA să vedem dacă în anul 2022 și-au mai păstrat aceea structură de culturi. Spre fericirea lor și a noastră și-au păstrat aceeași... Pentru că se cer niște documente pentru a semna contractul de finanțare. Haideți să vedem să intre acești bănuți care n-a mai continuat, lasă locul la următorul după listă. În regulă. Un telespectator ne scrie, am 3 vași și 5 hectare de teren, fâneață, plus 2,5 hectare pășune, concesionată de la primărie, 4-6 de ani, la ce proiect mă pot încadra? Puteți răspunde, doamna Popescu? Da, s-ar putea încerca să meargă pe o dezvoltare a fermei mici.
Aș fi vrut să aduc în discuție următorul aspect. Din punctul meu de vedere, e cam târziu. Pentru măsurile care se vor deschide în luna iunie, pentru cei care vor să aplice, e puțin cam târziu. Vrem ghidul, vrem să știm cum stăm. Mâine se dă drumul la declarația la APIA. Avem o grămadă de lucruri de făcut. Deocamdată noi speculăm. În principiu, da, domnul poate să aplice, dar dacă nu avem ghidul, putem să-i spunem în general despre ce este vorba, să aibă un minim de 4.000 de ESO-uri și putem să facem calculul. Este important să vedem dacă este în zona montană, pentru că va trebui să vedem cum prioritizăm proiectele. Corect. Iar domnul care a intervenit cu pomicultura, pe care îl felicit că citește PNS-ul, e foarte stoic dacă face acest lucru, îl invit să se aplece foarte mult și pe capitolul legat cu la principiile privind selecția proiectelor. Și acolo o să vadă cum vor fi prioritizate. Discutăm foarte mult de proiectele din zona montană. Așa vor fi prioritizate conform principiilor și cred că vor fi reluate ca și punctaje. O să discutăm de prioritizare pentru fermele de creștere a animalelor din rasele autohtone. Se va lua în considerare vechimea peste 5 ani de zile și de asemenea este încurajată și apartenența la formele asociative. Deci, cine nu îndeplinește aceste criterii, trebuie să se gândească de două ori dacă vrea să depună un proiect. Corect ce a spus dumneavoastră, dar tot trebuie să spunem ce spune. Abecedarul trebuie, vrei să accesezi un proiect european, trebuie să ai exploatația înscrisă la APIA, niște pași trebuie să-i facă, pentru că se deschide la 1 iunie și oricum 6-3, fostul 6-3 se duce undeva în toamnă, chiar dacă îndeplinești toate condițiile și nu a declarat la APIA, nu este minim PFA, IIF, se bucură degeaba. Da? Adică niște condiții minime necesare trebuie să le îndeplinească și ulterior, cum vom vedea, așa cum a spus și doamna, care vor fi prioritizate și așa mai departe, da, sectoarele prioritare rămân în continuare creșterea vacii de lapte, presupun și de carne și legumicultura. Bani cred că vor fi din nou separați pe zona montană și zona normală sau se vor primi puncte suplimentare. Asta vom vedea la ghidurile solicitantului. Vis-a-vis de vechime, corect, a sezat foarte bine dumneavoastră. Eu sper să rămână în continuare vechimea, să fie luată și din registrul agricol, nu neapărat din APIA. Știți că la 6-3, în urma demersurilor pe care le-am făcut, am reușit să schimbăm ghidul solicitantului, iar vechimea solicitantului și ca persoană fizică a putut fi luată din registrul agricol. Dacă acolo aveam nevoie de minim 24 de luni, da? Acum s-ar părea că este nevoie de minim 60 de luni. Dacă mergem doar pe APIA, într-adevăr se face o selecție radicală, dar cei care au accesat 141 sau 63 nu au nicio problemă în a accesa. Dar vorbim de fermieri care încă sunt persoane fizice, s-au autorizat, dar nu au dorit să acceseze sau au fost neeligibili. Vom vedea de unde se va lua vechimea. De-aia v-am spus, o să fie multe capcane în ghidurile solicită, capcane. Elemente de noutate, pentru că dacă ar semăna cu cel de anul trecut, cu 2 ani, toată lumea s-a mai schimbat. Mai se schimbă niște lucruri și reguli pe care trebuie să le respectăm. Reguli. În regulă, Tinu Cosma are 9 vaci de lapte, 5 hectare de pășuni și funețe. Ce măsură poate accesa? Am avut măsura 6-3, finalizată în anul 2021, vârsta 44 de ani, din zonă montană. Vă rog, doamna Popescu. Dacă a finalizat și este în zona montană, o să vedem cum o să vină și ghidul. Probabil întrebarea dumnealui sugerată era dacă poate să acceseze o instalare de tânăr fermier. Așa cum arată lucrurile acum, eu văd că nu.
De ce? Pentru faptul că avem deja o exploatație. Exploatația a beneficiat de o finanțare, asta ca să-i și explicăm, corect, a beneficiat de o finanțare și practic noi ar însemna acum să refinanțăm, lucru care este interzis. Mai mult chiar să nu uităm că măsurile pe 6.1 și 6.3 au fost în sumă forfetară și a beneficiat odată de o astfel de instalare în sumă, de o astfel de accesare în sumă forfetară, iar o instalare ar însemna tot o sumă forfetară. Este bun, haideți să luăm... Okay. Hai să luăm 10 secunde de publicitate și apoi stăm de vorbă cu un telespectator din Maramureș. Hibrizii de pepeni din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Bun, am revenit în direct. Spunem și noi bună seara unui telespectator. Alo! Bună seara, bună dumneavoastră seara. Și invitațiilor dumneavoastră. Da, domnul Moțoc, ia spuneți. Sunt din Maramureș. Am la Apia 20 de hectare de teren, da, dintre care 10 arabili și 10 fânețe. Dețin 7 vaci de lapte, 3 viței sub 6 luni și aș vrea să vă întreb ce fonduri pot să accesez în anul 2023 și legat de suma de 15.000 de euro pentru micii fermieri și dacă este valabil. Nu măsura 6.3, asta de care se vorbește acum, în care se include și 100.000 de euro pentru IMM-uri. Pe mine m-ați pierdut puțin, poate colega... Nu știu la ce se referă. Dar poate întrebarea ar trebui pusă nu ce fonduri vrea să acceseze dumnealui, ci ce nevoie are ca să identificăm lista, care este finanțarea de care ar avea nevoie. Fiind vorba de agricultură, ziceți. Deci eu așa cum v-am spus, deci dețin 20 de hectare de teren la Apia, dintre care 10 arabili, 10 pășune, dețin 7 vaci de lapte, 3 viței sub 6 luni și ce măsură aș putea să accesez pentru obținerea unor fonduri europene? Pentru dezvoltare, să achiziționez un tractor mai performant, o presă de balotar mai performantă? Spuneți, doamnă, vă rog. Deci am înțeles mai bine. Acum aveți o dimensiune a exploatației destul de mică. Spre mare, oricum sare de 12.000 de souri. Cred că și vârsta dânsului este peste 40 de ani. Corect. Dânsul a exprimat mulți înainte. O să mergeți pe o măsură de investiții în sectorul zootehnic, dar cu partea de 15% nu este așa. Deci dumneavoastră veți primi un grad maxim de finanțare dacă o să îndepliniți condițiile din noile ghiduri ale solicitantului de 60% în partea europene, 35% repuneți dumneavoastră, dar la vârsta care o aveți mi-e teamă că o să fie cumva un 50-50. Da, și într-adevăr valoarea proiectului poate fi de 100.000 de euro, că se poate duce și până la 300.000 de euro, valoarea maximă finanțabilă. Dar asta, așa, o informație sumară ne-ați dat dumneavoastră, o informație sumară vă dăm și noi. Și acum ce detalii mai să vă dau, ca să păi puteți da detalii? Detalii ne-ați dat, să zicem, puțin destul. Eu v-aș sugera ca idee ca să predați exploatația către un tânăr și poate, mai ales că se și deschide linia de finanțare anul acesta conform calendarului estimativ, dacă îi predați toată exploatația în continuare, se punctează și preluarea integrală a exploatației. Dacă mai este cumva și de sex feminin, cine accesează sau cui predați dumneavoastră tot și așa, mai primești acolo un punctaj suplimentar. Având vacile din star, mai luați iar un punctaj bunicel dacă faceți minim 50% din ESO-uri din vaci, dar cred că faceți peste 50%. Eu v-aș sfătui să predați exploatația către un tânăr sau către o tânără. Dar acum depinde de dumneavoastră, de dacă aveți pe cineva care în familie... Da. Și așa mai departe. Deci dumneavoastră, ca să înțelegeți,
Cel mai fericit caz, puteți accesa pe pilonul 1 toate schemele de plată care vi se cuvin și dacă vă încadrează ele, iar pe pilonul de dezvoltare rurală, măsuri de investiții, în cel mai fericit caz puteți primi un grad maxim de finanțare de 60% din partea Uniunii Europene, 30% trebuie puneți dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. Cu respect, sănătate. Bine, mulțumim și noi, sănătate, numai bine. Haideți să continuăm discuția, să vedem ce mesaje s-au mai strâns aici pe pagina noastră de Facebook, pe Agro TV. Și în funcție de aceste mesaje o să încercăm să vedem ce e de făcut. Domnul Ionescu Paul din Sălaj are o exploatație formată din 380 de ovine, deține și 22 de vaci de lapte și are un băiat în anul 3 la USAMV Cluj, secția veterinară. Ce șanse ar avea fiul să obțină o finanțare și pe ce măsură, dacă i-ar transfera exploatația? Termini dumneavoastră, vă rog? Sau? Merită să încerce pe un sprijin pentru instalarea tânărului fermier. Este corect sfatul doamnei. Dânsul ne-a dat și informația că este student foarte bine, dar pentru a primi un punctaj mai bun, trebuie să avem facultatea terminată de studii superioare în domeniu. Dacă are cumva liceu agricol, nu știm asta, și tot pe un sector zootehnic, iar primește un punctaj mai bun cel decât cel care va face doar niște cursuri de calificare. Dacă nu, să facă bărim acele cursuri de calificare. Dar cu siguranță, după un an, 2-3 de facultate, mai obține și anumite calificări, certificări și așa mai departe. Foarte bună intenția dânsului de a transfera exploatația către fiu, mai ales că și studiază în domeniu. Deci cam instalarea tânărului fermier, cum a spus și doamna. Primim pentru preluare integrală de exploatație un punctaj. Faptul că este tânăr îi dă și valoarea dimensiunii economice, deci valoarea ISO a fermei, cred că sare undeva peste 20-30 de mii, așa un calcul care l-am făcut eu. Este mare. Este mare, adică are șanse să poate să fie și finanțat, dar să vedem și punctajele cum apar. Dar deja din punctajele care sunt, dânsul ciupe câte ceva. Florin Gogoașe din Dolj, Dranic. Am un efectiv de 200 de capre, un hectar de teren arabil în proprietate, plus 11 hectare de pășune în concesiune pe 7 ani. Ce măsură aș putea accesa? Doamna e din Dolj. Da, și localitatea este Drănic. Da. La ovine și caprine nu avem un punctaj suplimentar. Corect. Dar în niciun caz nu voi descuraja persoanele să măcar să încerce. Este foarte important. Domnul Păunel a ridicat o problemă și anume calitatea planurilor de afaceri. Poate că lucrurile se vor schimba. Se vor depune foarte multe proiecte. Așa. Dar nu toată lumea care va fi, să spunem, femeie, că se pare că vom primi un punctaj suplimentar pentru instalarea tinerelor în mediul rural. Nu neapărat toată lumea care cultivă legume sau crește numai vacă de lapte sau carne va primi punctaj. Trebuie să existe și ceilalți. Iar eu îi încurajez peste tot să aplice, să facă un proiect de calitate și este posibil să și reușească. Corect, corect. Se ia legătura cu un consultant și sigur îi va spune tot ce are nevoie. Dar să se grăbească. Mâine se dă drumul la APIA, trebuie să-și facă PFA-ul, trebuie să-și facă contractele de arendă, trebuie să-și completeze un registru agricol, trebuie să se ducă după aia să-și rezolve problemele pe partea de fiscalitate. Corect. Un spațiu virtual, declarație la ANAF, sunt foarte multe lucruri de făcut. Fiind și pe zootehnic DSP, DSV, mediu, dacă este cazul.
Cu alte cuvinte, timpul e extrem de scurt. Da, și este bine să fie foarte informat dacă are animale. În general, problema la creșterea animalelor a fost faptul că nu aveți situația juridică a terenurilor pe care avem amplasate fie saivanul, fie adăpostul. Asta este marea problemă pe care o avem. Și după aia, cum putem să ne gestionăm gunoiul de grajdi, pentru că platforma pe care ne-o facem, tot la fel, nu putem să o punem oriunde, ne trebuie acte pe terenul pe care îl avem. Nu neapărat proprietate, să fie proprietatea noastră, dar trebuie să-l deținem cu titlu. Și sunt mai multe lucruri de făcut. Și atunci aceste verificări trebuie făcute în prealabil. Bun. Haideți să luăm o pauză de câteva minute. După o să continui cu mesajul domnului Ion Răscăcea și totodată cu alte întrebări, alte chestiuni ridicate de către telespectatorii noștri. Așadar, ne revedem în scurt timp.